Ziua și bine v-am regăsit! Sunt Cristina Vledescu, profesor de matematică la Școala Gimnazială Naya Dica din Rucăr. Pentru că evaluarea se apropie cu pași repezi, astăzi v-am pregătit câteva aplicații din testele de antrenament uh, legate de unghiul dintre o dreaptă și un plan. Haideți să începem! Ne vom reaminti ce înseamnă unghiul dintre o dreaptă și un plan. Unghiul dintre o dreaptă și un plan este unghiul format de o dreaptă și proiecția ei pe plan. Dacă dreapta de prim este proiecția dreptei D pe planul alfa, atunci unghiul dintre dreapta D și planul alfa va fi unghiul format de cele două drepte, dreapta D și dreapta D prim. Unghiul format de o dreaptă cu proiecția ei pe plan este cel mai mic unghi pe care dreapta îl poate face cu planul în prima aplicație pe care o avem, ne gândim ce se întâmplă în momentul în care avem o dreaptă paralelă cu un plan. Dacă dreapta este paralelă cu planul, atunci unghiul format de dreaptă cu planul alfa va fi unghiul nul, care are 0 grade. Observați, avem un plan alfa și o dreaptă D paralelă cu o dreaptă A din planul alfa. Asta înseamnă că dreapta D este paralelă cu planul alfa, deci unghiul va fi de 0 grade întâlnim lucrul acesta și practic, spre exemplu, în cubul ABCD, A'B'C'D', B unde dreapta A'B' este paralelă cu baza ABCD. Asta înseamnă că unghiul format de planul ABCD și dreapta A'B' va fi unghiul nul și va avea 0 grade. În a doua situație, dacă dreapta este perpendiculară pe plan, oare cât va avea unghiul dintre dreaptă și plan? Bineînțeles, fiind perpendiculară, măsura acestui unghi va fi de 90 de grade. Avem dreapta D, perpendiculară pe planul alfa și punctul A este punctul de intersecție. Unde întâlnim la cub acest lucru? Dreapta A prim A observăm că este perpendiculară pe planul ABCD, ceea ce înseamnă că măsura unghiului format de dreapta A prim A și planul ABCD va fi de 90 de grade. Acum că am văzut ce se întâmplă în momentul în care avem o dreaptă paralelă sau o dreaptă perpendiculară, mergem mai departe să observăm ce se va întâmpla dacă nu este dreapta nici paralelă nici perpendiculară. La prima problemă vă prezint o prismă dreaptă, ABC, ABC, C, prim, care are ca bază un triunghi echilateral. Observați că avem latura AB egală cu 12 cm și în înălțimea a prim este egală cu 12 radical din 3 cm. Problema ne cere să determinăm măsura unghiului format de dreapta a b și planul abc. Este o problemă din testul de antrenament numărul 5, cel oficial din anul 2020. Ca să ne putem aminti ce înseamnă proiecția unui punct pe un plan. Avem două situații. Dacă punctul este exterior planului, atunci proiecția acestuia este punctul în care perpendiculara din acel punct intersectează planul. Sau, în a doua situație, dacă punctul aparține planului, proiecția este chiar acel punct. Observăm în figura alăturată că punctul B aparține planului ABCD, ceea ce înseamnă că proiecția lui pe plan va fi chiar punctul. Iar punctul A prim. Este exterior planului, ceea ce înseamnă că va trebui să găsim care este perpendiculara adusă din acel punct pe plan. Observăm că dreapta A'A a este perpendiculară pe planul ABC, ceea ce înseamnă că proiecția pe planul ABC a punctului A' va fi chiar punctul A. Iar punctul B, pentru că aparține planului ABC, va avea ca proiecție chiar punctul însuși B. De aici concluzionăm că proiecția pe planul ABC a dreptei a'b va fi dreapta ab. După cum observați și în desen, avem unghiul format a'ba. A. Așadar, unghiul format de dreapta a'b și planul abc va fi unghiul format de dreapta a'b și ab, adică proiecția acesteia, adică unghiul a'ba. Pentru că am găsit care este unghiul, acum dorim să aflăm care este măsura acestui unghi. V-am pregătit două metode. Pentru prima metodă, cum putem afla măsura unui unghi dintr-un triunghi dreptunghic? În prima situație ne putem referi la funcțiile trigonometrice, una dintre ele, sinusul unghiului, cosinusul sau tangenta. Ne amintim că sinusul reprezintă raportul dintre cateta opusă și ipotenuză, cosinusul, raportul dintre cateta alăturată și ipotenuză. Iar tangenta, raportul dintre cateta opusă și cateta alăturată. Bineînțeles, este și cot tangenta, dar de cele mai multe ori putem folosi tangenta pentru că este asemănătoare. Pentru că la figura anterioară aveam dreapta AB este egală cu 12 și dreapta A prim A A12 radical din 3. Haideți să vedem ce funcție trigonometrică putem aplica. Observăm că triunghiul format A'AB este un triunghi dreptunghi. Pentru că noi cunoaștem cele două catete, cateta AB și cateta AA', putem folosi funcția trigonometrică tangentă care reprezintă raportul dintre cateta opusă și cateta alăturată. Cateta opusă unghiului B este A'A, A, iar cateta alăturată unghiului B este AB asta înseamnă că va fi raportul dintre 12 radical din 3 și 12. Putem să simplificăm 12 cu 12 și observăm că tangenta unghiului B reprezintă radical din 3. Dar dacă această tangentă este radical din 3, cum putem afla unghiul? Bineînțeles, ne aducem aminte de tabelul valorilor pentru funcțiile trigonometrice ale unghiurilor de 30 de grade, 45 de grade și 60. Observăm în tabel că tangenta unui unghi este radical din 3 în momentul în care unghiul pe care îl am este de 60 de grade. Este foarte important că atunci când doresc să folosesc valorile funcțiilor trigonometrice, trebuie să le și cunosc foarte bine. Concluzionând, unghiul A prim B A va avea 60 de grade și ceea ce înseamnă că unghiul format de dreapta A prim B și ABC va avea 60 de grade. În cazul metodei a doua, vom nota din nou pe figură valorile 12 radical din 3 pentru A și 12 pentru AB. Și ca să putem să exemplificăm, ne gândim bineînțeles la teorema lui Pitagora, care este cea mai cunoscută și pe care noi o folosim foarte des. De ce voi folosi teorema lui Pitagora? Pentru a afla și cea de-a treia latură. După ce aflu și cea de-a treia latură, pot avea două situații. Fie triunghiul meu este un triunghi și isoscel, care are catetele egale, fie observ că una dintre catete este jumătate din ipotenuză și atunci înseamnă că pot folosi reciproca teoremei unghiului de 30 de grade. Pentru că am spus că vom aplica teorema lui Pitagora în triunghiul A prim A, care este dreptunghic, observăm că A prim B la pătrat, care este ipotenuză, va fi egală cu A prim la pătrat plus AB la pătrat. Înlocuind datele, vom obține că avem 12 radical din 3 totul la pătrat plus 12 la pătrat. Calculăm și observăm că lungimea lui A'B va fi radical din 576, care înseamnă 24. Observați că suntem în a doua situație în care observăm că una dintre catete este jumătate din ipotenuză. Adică 12, cateta AB, este jumătate din 24. Aplicând reciproca teoremei unghiului de 30 de grade, bineînțeles vom vedea că măsura unghiului A, A'B, va avea 30 de grade. Chiar dacă nu este unghiul pe care îl doream, noi știm că suma măsurilor unghiurilor într-un triunghi este de 180 de grade. Ceea ce înseamnă că este foarte ușor să aflăm și măsura unghiului A prin BA ca diferența dintre 180 de grade și suma celorlalte două unghiuri. Observați că obținem același rezultat, adică 60 de grade. Indiferent pe care metodă o alegem, este important să fim atenți la modalitatea de calcul și să ne corectăm de fiecare dată pentru că o altă variantă o altă metodă reprezintă și un pas de verificare. Vă propun în continuare să rezolvăm o problemă în care avem o piramidă patrulateră regulată de data aceasta. La piramida patrulateră regulată, ce știm despre ea? Știm că baza ei este un pătrat. Și avem de calculat măsura unghiului dintre dreapta VB și planul ABC. Trebuie să arătăm care măsura de 45 de grade. Acest subpunct al problemei este de la simularea oficială din martie 2021. Haideți să vedem cum vom proceda. Ce știm? Știm că dreapta V8 este perpendiculară pe planul ABC, pentru că ea este înălțimea piramidei. Ceea ce înseamnă că proiecția pe planul ABC a punctului V va fi punctul O. De asemenea, știm că punctul B aparține planului ABC, ceea ce înseamnă că proiecția punctului B pe planul ABC va fi chiar punctul B. Concluzionând, observăm că proiecția pe planul ABC a dreptei VB a segmentului VB este segmentul OB. De aici, observăm că unghiul format dintre VB și planul ABC, va fi unghiul format de dreapta VB și proiecția ei pe plan, adică va fi unghiul VBO. După ce am observat cum îl găsim unghiul, este important să mergem să îl și aflăm. Dacă vă amintiți, la început am spus că baza ABCD este un pătrat. Ce știm noi la pătrat? Știm formulele de bază, adică aria care este latura la a doua, perimetrul 4 ori latură, și diagonala care ne ajută de foarte multe ori. Știm că în pătrat avem cele două diagonale AC și BD, care se pot afla cu formula latură radical din 2 sau dacă nu le putem afla cu teorema lui Pitagora. Asta înseamnă că în prima parte am aflat pe AB, care folosim formula diagonalei, latură radical din 2, observăm că BD are 6 radical din 2. Segmentul BO care reprezintă jumătate din diagonală va avea 3 radical din 2. În triunghiul VOB, care este un triunghi dreptunghic, vom aplica teorema lui Pitagora. Am spus că AB are 6, deci BO are 3 radical din 2. Și vom aplica teorema lui Pitagora ca să putem să aflăm. Îl cunoaștem și pe VO, nu-l cunoaștem, iar pe VB îl știm de 6 cm. Aplicând teorema lui Pitagora, observăm că VO este catetă. Știm întotdeauna că ateta, în momentul în care o aflăm, se află prin scădere. Deci vom avea 36 minus 18, de unde VO va fi egală cu 3 radical din 2. Observând că VO are 3 radical din 2, avem cele două segmente BO și VO sunt egale, așadar înseamnă că triunghiul VOB va fi un triunghi dreptunghi isoscel, ceea ce înseamnă că unghiul VBO va avea 45 de grade, ambele unghiuri ale triunghiului reptundic Isoscel, având 45 de grade. În cea de-a doua metodă, după ce am aflat diagonala, ne încadrăm într-un alt triunghi. Avem triunghiul VBD. Aplicând reciproca teoremei lui Pitagora, observăm că BD, care ne-a dat diagonala, adică 6 radical din 2, VD era 6 pentru că erau mutiile laterale, ne va da că 36 ori 2 este 36 plus 36. O afirmație care înseamnă că triunghiul VBD este un triunghi dreptunghic, unghiul de 90 de grade fiind unghiul DVB, dar având și catetele cele două egale, VD și VB, înseamnă că este un triunghi dreptunghic Isoscel. Așadar, avem cele două unghiuri congruente, cele două unghiuri ascuțite, de 45 de grade. Concluzionăm, unghiul format de dreapta VB și planul ABC are 45 de grade, exact ceea ce trebuia să demonstrăm. Mergem mai departe la problema 3, unde avem o piramidă triunghiulară regulată, care are baza triunghiul ABC, AB 12 cm și VO 6. Avem de aflat măsura unghiului format de dreapta VM și planul ABC. Știm că VO fiind perpendiculară pe planul ABC, deja ne-am obișnuit că proiecția pe planul ABC a lui V este O, iar proiecția punctului M este chiar M. De aici concluzionăm că proiecția pe planul ABC a lui VM este OM. Așadar, unghiul dintre VM și ABC va fi unghiul format de VM și OM, proiecția sa pe plan, adică unghiul VMO. Ne amintim că în cazul triunghiului echilateral avem câteva formule importante, cele pe care le cunoaștem pentru arie și perimetrul, dar și pentru AM, care reprezintă mediană, înălțime și bisectoare în triunghiul etilateral. Știm că OM reprezintă o treime din AM, iar AO reprezintă două treimi din AM. Calculând lungimea segmentului AM cu formula latură radical din 3 pe 2, vom obține 6 radical din 3. Mergând mai departe, OM va avea o treime din 6 radical din 3, adică 2 radical din 3. Haideți să vedem cum le putem folosi. În triunghiul VOM cunoaștem OM 2 radical din 3 și vom aplica teorema lui Pitagora pentru a afla VM cunoscând și lungimea înălțimii de 6. Calculând, obținem că VM este radical din 48, adică 4 radical din 3. Observați lungimea catetei OM, care este jumătate din lungimea ipotenuzei. Vom utiliza reciproca teoremei unghiului de 30 de grade și vom avea măsura unghiului OVM de 30 de grade. Dar noi avem nevoie de unghiul VMO. Fiind într-un triunghi dreptunghic, măsura unghiului VMO va fi aflată ca diferență dintre 180 de grade și celelalte două unghiuri, adică 90 de grade plus 30, obținând astfel 60 de grade. Mai departe, problema 4 ne propune să găsim măsura cosinusul unghiului format de dreapta B de prim și planul ADC într-un cub. Observați că dreapta B de prim are un punct comun cu planul, punctul B, iar D prim D este perpendiculară pe planul ADC. Am găsit astfel proiecția pe planul ADC a dreptei D b, care este DB. Ceea ce înseamnă că unghiul format de D'B și planul ADC va fi unghiul D'BT, pe care îl observăm și în figură. În cazul unui cub, știm că toate fețele sunt pătrate, adică diagonala unei fețe va putea fi calculată cu formula latură radical din 2, iar diagonala cubului va putea fi calculată cu formula latură radical din 3. Vom calcula diagonala bazei, adică BD, care are 6 radical din 2. Și diagonala cubului, care este BD prim și are 6 radical din 3. Deci avem BD de 6 radical din 2 și BD prim 6 radical din 3. Ne aducem aminte de la slide-ul anterior, cum calculăm cosinusul. Cosinusul îl calculăm ca fiind raport dintre cateta alăturată și ipotenuză. Cateta alăturată unghiului D prim... BD este DB, iar ipotenuza este D prin B. Simplificăm 6 cu 6 și vom obține radical din 2 supra radical din 3, pe care, raționalizându-l cu radical din 3, obținem valoarea cosinusului de radical din 6 supra 3. Așadar, cosinusul unghiului format de dreapta D prin B și planul ADC va avea valoarea radical din 6 supra 3. În cea de-a cincea problemă, avem tot un cub, dar de data aceasta avem un punct mijlocul laturii AB, un punct M, și N un punct situat pe latura D de prim. Aici avem de calculat o altă funcție trigonometrică, adică avem de calculat valoarea tangentei unghiului dintre dreapta mână și planul AD de prim. Observăm că punctul nu este inclus în plan, iar mA este perpendiculară pe planul AD de prim pentru că la rândul ei și bA era perpendiculară pe același plan. Proiecția pe planul AD de prim a dreptei mână va fi dreapta AN. Unghiul format de dreapta mână și planul AD de prim va fi unghiul mână A. Haideți să vedem cum calculăm tangenta acestui unghi. Între unghiul dreptunghic pe care îl avem N-am, pentru că noi știm că valoarea tangentei o putem calcula în triunghiul dreptunghic, avem nevoie de cateta opusă și de cateta alăturată. Am calculat prima dată lungimea segmentului DN, cum ne spunea în ipoteză, reprezintă 2 treimi din D de prim, adică 2 pe 3 din 30, simplificăm cu pe 3 cu 30, obținem 20 de centimetri. Iar în triunghiul ADN, aplicând teorema lui Pitagora, Obținem lungimea segmentului AN ca fiind 10 radical din 13. Revenim la triunghiul unde avem nevoie pentru raportul dintre cateta opusă și cateta alăturată și îl cunoaștem pe AN 10 radical din 13. AM, fiind jumătate din latură, reprezintă 15 cm, jumătate din 30. Iar tangenta, cateta opusă supra cateta alăturată, unghiul A, N, M, și va fi AM supra AN. Simplificăm 15 cu 10 prin 5, obținem 3 și 2 și raționalizăm fracția radical din 13, obținând astfel valoarea tangentei 3 radical din 13 supra 26. Vă propun pentru antrenament să rezolvați câteva probleme cu cele patru corpuri geometrice propuse iar la final după ce le rezolvat am și o provocare pentru voi. În imagine avem un turn care este turnul din Pisa cunoscut ca și turnul înclinat fiind cea mai faimoasă clădire înclinată din lume care este provocarea mea pentru voi. Credeți că am putea afla cât de înclinat este acest turn folosind ceea ce am învățat astăzi? Rămâne să vedeți după ce vă antrenați cu problemele propuse în lecția de astăzi. Vă doresc să aveți succes în activități și multă bafte la evaluarea națională!